Moroccanul face zob pe Victor Ponta după interviul exploziv de la Stiri pe Surse.ro. Oare câte mizerii mai putem afla? Ingrid Moroccanu, fost director în Ministerul Justiției, a reacționat dur la dezvăluirile făcute de fostul premier, Victor Ponta, într-un interviu pentru Stiri pe Surse. Victor Ponta, ei doreau să-i facă flagrant lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltării. Eu le-am zis că nu se poate, ca e vicepremier. Val Preda, care a adus niște documente de la Teldrum în Ministerul Dezvoltării, credeți că le adusese pentru el? Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să-i facă flagrantul. Cum? El le-a zis ce nu se poate, ce e vicepremier? Adicnite procurorii slash sistemti sau cine tie cine i-au spus unui premier al unei ce urmează să-i fac flagrant vicepremierului lui? El le-a dat sfaturi juridice cum ce nu se prea poate. Adic nu doar Coldea îi vedea sfaturi juridice lui Ion Matăiencu cum se judece pe la Cluj, ci premierul Rioarei noastre România dădea sfaturi procurorilor slash securitilor, care îl informează pe acesta ce urmează să facă un flagrant. Oare câte mizerii mai putem afla despre acest sistem în Haiti pentru a începe curelea de primvar? Parc nici primverii nu îi vine cheful să vin când vede cât nenorocire îi durere s-au abtut asupra acestei amrâtederi, scrie Ingrid Moroccanu, pe Facebook.